Așa, asta voiam să spun. I-ai cunoscut? Bineînțeles. Și? Andreea are o misiune grea, să știi, pentru că sunt niște băieți foarte ok, majoritatea dintre ei. Și mie nu plac băieții, să știi. Dar ăștia chiar sunt. Nu, serios, adică Doamne ferește, nu vreau să fiu înțeleasă greșit, dar am fost plăcut surprinsă. Da, normal, te așteptai să vină niște băieți care poate că vor să se dea la televizor, să facă și ei cunoscuți. Exact. Te gândești la fel și fel de variante, dar... Bine, și Bogdan, probabil, presupun că s-a gândit la fel, că și el a trecut prin rolul ăsta. Absolut, bine, și... întotdeauna vor fi intruși de genul ăsta, n-ai cum să descoperi lucrurile astea decât spre final. Mie așa mi s-a întâmplat în emisiunea aia. Adică tu ai trăit o dramă. Eu am adică trăit o poveste fantastică, așa că pregătește-te. Asta zic, adică ce mi se întâmplă mie acum este, de fapt, mă îmbăt cu apă rece? Nu e o dramă, dar e o aventură pe care îți spun sigur, n-ai mai trăit-o, e ceva fabulos. Dar dă-i un sfat, Bogdan, că tu... Ce anume? Dă-i un sfat, Andrei. Păi de-aia sunt eu aici în emisiunea asta, nu să-i ghidez pașii, nu că ea ar fi un bebeluș și nu știe să meargă. Nu, dar e o ipostază în care n-ai mai fost prin ipostaza asta și na, trebuie să fiu acolo pentru tine, să te ajut. Am să-i dau tot felul de sfaturi, Simona, dar în timpul emisiunii. În timpul emisiunii, așa. Păi ce mai fac în timpul emisiunii? Un record, nu vorbiți, noi... A, ba, da, îți dai seama. Îți dai seama că vorbim, da. Și asta, spate, și nu o să spunem acum la tine, te superi? Nu mă super. Dar nu ne să spunem nici în altă parte. Venim și spunem. Dar să știi că eu sunt invidioasă pe ceva. Pe ce? Că plecăm acolo, nu? Da. Deci nu se poate așa ceva, eu protestez. Dar tu de ce crezi că eu am apelat acum, în această perioadă, la domnul doctor? M-am gândit, ia uite, cald. Dar are voie să meargă la soare acum? Bineînțeles, da. O să-i dau voie, ce să faci? Taram! Se mai fac și excepții, tot domnul doctor. De derogări, cum e cu nunțile în post, așa, și cu derogările pentru Andreea. Nu fac chiar atât de grav. E o emisiune mult prea importantă să nu o fac. Așa zic și eu. Da, nu știu. Te-ai pregătit, ar trebui să mă pregătesc și eu legătura. Cum vrei să te pregătești? Merg acolo și o supraveghez și vedem. Nu știu, în primul rând mental, pentru că e altceva, n-am mai plus făcut. Plus că mă scotuiești pe mine. Orar, e greu. Da, adică o să fie greu inițial. Vorba aia, bune, nu știu, eu nu știu cum o să rezistați. Bine, e cam aproape. De fapt, e cam aproape. Nu, mai bine nu. Da, exact, peste ocean. Da, e cam aproape, nu știu ce să zic. Băi, oamenii ăștia se duc în America, vă dați seama, nu se poate așa ceva. Cum să te duci în America să filmezi în America? Bine, și Invidia. Se duc în America nu oriunde, că poți să te duci în Michigan sau în Jersey sau Las nu știu, Vegas. Oriunde la țară în America și nu înseamnă nimic, dar n-am voie. Las Vegas. Asta da. Ne ducem în Las Vegas, eu n-am fost niciodată. Abia aștept să ajung. Cine a fost? Adică pe bune. Nimeni. Hai să mergem. N-ai fost tu, Simona, în Vegas? Nu, n-am fost. Hai cu noi. Nu pot. Ce sunt a mea? No. Bogdan, îmi pare foarte caute? Rău. Nu aș putea păi să-i privez putea, de... Da, ar putea cumva să ascultați-mă completeze un pic. Ce fac eu. Nu aș mai putea să-i privez pe telespectator de știrile despre Bianca, despre Victor Slav. Deci nu. Misiunea mea este să rămân aici, să vă spun ai o misiune grea tot ce vreți să știți. Și cu siguranță ai niște nervi foarte tari. Jur. Nu, sunt un om bun și atunci când ești un om bun treci foarte ușor peste tot ce se întâmplă. Asta se vede în ochii tăi. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați trecut astăzi pe la noi și să vă spun multă baftă în proiectul ăsta. Abia aștept să vă văd pe sticlă și să văd imagini din Las Vegas. În costum de baie. În costum de baie, normal. Și să vedem ce a făcut cu domnul doctor, nu de alta. Mergem foarte repede.